Xana s-a întors, nu? Ați repornit supercalculatorul? Xana va recupera codurile pe care le-am introdus. Yumi, va trebui să dezactivezi turnul. Iată raportul coduri putere. E un spectru. Spectromania. Dai la țâncii de clasa a șasea, sper că știi un avocat bun. Mă simt ciudat. Hei, asta e prea de tot. E-s mintit cumva? E un spectru. Prieteni, e un spectru. Blochează-o. E afară, dar nu se mișcă. Văd ca prin ceață. Pe mine mă doare inima și mi-e greu să respir. Eu aud un zdrângănit în urechi. Dar eu n-am nimic. Sunteți siguri? Puștul de-a șasea cu fața de înger e spectru? Tu n-ai nimic, fiindcă nu s-a atins de tine. Atunci ce e? Crezi că eu, Yumi și Aelita fabulăm? Asta e? Fica, îmi dezactivăm turnul. Od, rămâi aici. Distrage-i atenția, fiindcă e spectru. Bine. Dar trebuie să ne promită că nu o să se lase atins de spectru. Am pierdut destule coduri în felul ăsta. S-a făcut! E tot acolo. Bine, ne strecurăm prin spate. Plecați, mă ocup eu de mucos. Ulric, ești bine? Eu încă mă simt amețit. O fi de vine urechea internă. Cum vă simțiți, fetelor? Bine să vomit, în rest bine. Cum o să ne descurcăm? În Lyoko veți fi virtuali, nu vor fi probleme. Sper, fiindcă ar fi groaznic să vomit în Lyoko. Fie rar să fie! De la Robia, ia mătura! Ce vrei să faci aici? Activez virtualizarea. O transfer pe Aelita. De la Robia. O transfer pe Yumi. Îl transfer pe Ulric. Virtualizare. Mai resimți efectul spectrului? Nu. Nici eu. Ai avut dreptate, Jeremy. Efectele dispar. Astea sunt avantajele când ești virtual. Vă trimit overbike și overwing. Încotro. Drept în față, apoi spre est. Jeremy, sună-l pe Od și spune-i că există un turn activat pe Lyoko. Îl sun și vă țin la curent. Spune-mi, care-i problema ta? Îți
lipsește afecțiunea. Jeremy, mai e mult până la turn? L-ai găsit pe Od? Nu, nu răspunde. Mama ta nu e amabilă cu tine? Te-a abandonat pe marginea drumului? Păzea, două blocuri se apropie din spate. Gata, ajunge! Hei, dar mă simt foarte bine. Nu ești Spectru. Bănuiam eu. Nu ești decât un țânc blond puțin cam smintit. Mă ocup eu de tarantulă. Pe ecran e semnalizat un al treilea bloc, dar nu știu de unde vine. Oh, nu! O, dă-o așa, unde ești? E Spectru, Jeremy, o lipitoare a Lixana. Nu pot să scap de el, m-a atins și am halucinații. Liniștește-te, Od, te sun înapoi. Ulric, cum te simți? Aud iar zdrângănitul în urechi. Te poți întoarce singur la școală? Nu-l las singur pe Od. Am o veste rea, fetelor. Od a scăpat de câteva coduri. Nu știu ce efecte secundare are, dar e foarte speriat. Am înțeles, Jeremy, ne grăbim cât putem. Yumi, păzea, în spatele tău! Suntem prea expuse aici, să plecăm. Ajunge! De la Robia, vrei un avertisment? Fii rar să fie! Azi ești scăpat de sub control. Acum te iei de copii, de puști mai mici ca tine. Nu-ți stă-n fire, băiatule. Hei tu, ești bine? Întoarce-te! Întoarce-te la mine! Întoarce-te dacă-ți spun! Yumi, fii atentă la Aelita. E singura care poate dezactiva turnurile. Mă străduiesc. Tu crezi că eu nu știu? Ulric? L-am găsit pe Od. Ne vom adăposti. Vino. Jim nu-l va putea reține mult. Ulric, nu mai aud. Yumi! Du-te, Aelita! Dezactivează turnul! Oh, nu! Văd turnul, Jeremy! Jeremy, ce-i de făcut? Are nevoie de 12 ore înainte de a se întoarce. S-a terminat? Da, s-a terminat. Te devirtualizez. Nu! Yumi, trebuie să rămână pe Ryoko. De ce? Yumi, mă auzi? Îmi pare rău, Aelita. N-am putut să te apăr. Uite ce e. Vreau să dezactivez turnul. Poftim? Dar numai tu ești capabilă. Am o presimțire. Ce-ar fi să încerci? Codurile lui Od și Ulric ar putea fi luate în orice clipă. Să-i căutăm și să-i închidem aici. Yumi, ai încredere în mine? Da. Vreau să încerc. Jeremy, ești de acord cu noi? Da. Bine. Să-ți explic. Spune. Trebuie să te duci pe unde a trecut Aelita. Am înțeles. Să ne baricadăm aici. Hmm.
Am ajuns. Ce-i de făcut acum? Pun mâna pe zid ca tine și asta-i tot? Da, dar cu dorința de a intra. E intuiție. Firar, ne-a reperat. Unde reușiți să scape de Jim? E incredibil. Acum du-te în centru și urcă la nivelul superior. Introduc codul. Zgomotul din urechi a dispărut. Zgomotul din urechi? Eu sunt surd. Adică am fost. Alo, Jeremy? Sunteți bine? Ați scăpat? S-a întâmplat ceva bizar în Lyoko. Aelita a fost devirtualizată și a rugat-o pe Yumi să ia locul și a mers. Poftim? Stai, să pun pe difuzor. Yumi a dezactivat turnul. Mă întreb dacă datorită codurilor sursă din voi. Așteptați. Nu înțeleg. Cred că mai e un turn. Încă un turn? Cum e posibil? Cred că fusese ascuns de semnalul primului turn. O farsă a lui Xana. Am o veste rea. În Lyoko s-a activat un turn. A? Adică un alt spectru? Cred că da. Unde e turnul ăsta? Tot în deșert. Nu ies din camera asta nici azi, nici săptămâna asta, niciodată în toată viața mea. Să cumpărăm lacăte, să facem comandă la pizza și... Od, îmi pare rău. Dar Aelita și Ulrich au fost devirtualizați. Nu se mai pot întoarce în Lyoko. Yumi e singură. Trebuie să vii. Vin acum, dar încearcă să găsești spectrul, să nu pierdem restul de coduri pe drum. Să nu devenim muți, surzi sau mai știu eu ce altceva. Vezi de Yumi, eu voi analiza semnalul turnului. Încerc să aflu împătișarea spectrului. Yumi, trebuie să ieși. Problema e blocul de afară. O să lansez un program pe care să-l vezi imediat. Baftă! Perfect. Țin-o tot așa. Al doilea turn nu-i departe. Nu se poate. Acum văd spectre peste tot. Nu vă apropiați, lipitorilor!
copiilor. Calmează-te. Spectrele nu umblă însoțite. Să mergem, hai. Mai repede. Jeremy, cred că ăsta e. Îți trimit acum. Da, ăsta e. Așa o să avem imagini cu spectrul în mai puțin de două. Perfect. A trecut de firewall. Vizualizarea e bună. Merge. Od, fii atent. Știu cum arată spectrul și, cum să spun, e Ulric. Are înfățișarea lui. E Jeremy? De aici mă duc singur. Vin, Jeremy! Spune lui Yumi să fie Od. Tare! Od! Poți încasa o singură lovitură, după aceea s-a terminat. Ce s-a întâmplat cu Od? A hotărât să se oprească la un ceai cu gheață? Sunt aici, sunt aici! Jeremy, sunt în sala scannerului. Mă auzi? Mă instalez! Da, da, te aud. Pornesc virtualizarea. Yumi, vine Od. E bine. Dacă Yumi a reușit, tu de ce n-ai reușit? Du-te! N-are rost, Jeremy. Sunteți sigur că pot face asta? Od, sunt Aelita. Pentru a putea intra, trebuie să vrei. E intuiție, înțelegi? Poartă-te firesc. N-are rost să forțezi. Vi se pare firesc să intri printr-un zid? Pune mâna pe zid și calmează-te. Aelita are dreptate. Dacă te stresezi, n-o să ajungi nicăieri. Nu sunt stresat. Doar că nu merge. Bine, de acord. Sunt stresat. Pune mâna pe perete și spuneți: vreau să intru. Vreau să intru. Vreau să intru. Vreau să intru. Aaaa!
Nu mai vreau să trec niciodată printr-un zid. Acum du-te în centru și urcă la nivelul superior. Nu se poate. Od, ce tot faci? Nu mai vorbiți, încerc să mă concentrez. Să urc, vreau să urc. Vreau să urc. E super ușor, de fapt. Introduc codul. Eu le spun TransWatches. Ne ajută să măsurăm câte coduri mai avem în noi. Așa cum credeam, codurile sursă ale lui Xana sunt ascunse în fluxul electromagnetic al corpului nostru. Super. Acestea le măsoară. Eu am pierdut cele mai multe. Să fiu sincer, azi am dat aproape tot ce am. De pildă, pe mine m-ai abandonat. Puteai fi spectrul. Dacă aș fi fost, ți-aș fi apărut în cale mai devreme, tărtăcuță. Discutabil. Priviți, raportul coduri putere. Cât e Jeremy? Deja 70. Și Xana când va ajunge la 100%? Va fi mai puternic ca oricând. Va controla toată rețeaua globală. Și nici măcar noi nu-l vom putea opri.